Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Această dimineață vom vorbi despre proaste și bune maniere, evident. Cucu, ai un fel atât de sexy de a sparge semințe încât... Îți vine să... Mărgelatul! Să spași tu. Hai de cahone, la ora asta un balon în ureche, e tot ce lipsește. Gata, trebuie să-mi scot guma din gură, să o lipesc de bar, pentru că așa se face. O scot și eu pentru un plus de dicție. Hai să le unim astăzi și după aia le împărtăm să le iau eu. Astăzi întocmim îndreptarul răsărit de pe fix al bunelor maniere. Și în special vorbim ce trebuie să facem, ce trebuie să nu facem. De exemplu, chestia asta, când îl vezi cu o fată... Ce faci? Nu se face! Și bineînțeles sunt o... Mă un pic, nu mă un pic, că se scoate și din gură, știi? Dacă mi-a, ți-am spus cât de mult te iubesc. Nu știu dacă ai fost atentă. Îți iau semințe. Tocmai a murit cineva din regie. Da. Măi, asta ca astea, dar... A salutat. Știți că bunele maniere se împart pe categorii. Gata, la cucui luăm semințele, nu se poate. Eu sunt manierat că mi-am luat din astea fără coș. Ești foarte manierat. Da? Dacă mănânci semințe fără coș, ești mai bun decât ceilalți care sparg semințe și sparg creierii. Ești nu mai bun. Scuip coajele plus că e gumă. Ești bun ca bunul Dumnezeu. Mai stau ce mă disperă pe mine când mai sunt pe unul altul și vorbește cu mine cu mâncarea în gură. Mi se pare că îl rețin așa de la ceva, știi? Mi se pare că vrei să te sun mai târziu? Nu, 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 da! Nu, e ok, zi! Maniere în autobuz, dragilor, le vom lua așa treptat ca să, ca la finalul emisiunii să fiți și voi niște manierați. Eu aș putea să mă obișnuiesc cu asta, bine noi ci că interpretăm acum, dar ne vine ca o mănușă. Fiți atenți, în autobuz, dacă o doamnă este însoțită de un bărbat, acesta îi va cumpăra biletul. Deci să stabilim, domnii cumpără bilete, nu doamnele cumpără bilete și vă oferi locul de lângă geam. De ce? Dacă există decât un singur loc liber, el va fi oferit doamnei, iar domnul va rămâne lângă ea în picioare. În corect. Niciun caz nu o va părăsi, repezindu-se la un loc liber când se ivește ocazia. Aia bine, aia. Deci de când mă știu, umblu mult cu autobuzul. În viața mea nu s-a ridicat un băiat tânăr să-mi ofere locul. Nu cred. Niciodată, niciodată un băiat. De exemplu, dacă e un tip de vârsta voastră, da? Să zică, hai și stai numai pentru simplu fapt că-s domnișoară, niciodată nu mi s-a întâmplat. Eu am făcut asta de multe ori. Am făcut cu domnișoare, cu bătrâni, cu copii, cu militari în termen. Botezant. De felul. Botezantul, nu înțelegi o chestie. De obicei, cedezi locul domnișoarelor care... Când te uiți la ele, ori zâmbesc, ori știi, n-au o moacă din aia de te-ar tranșa, cum faci tu. Deci tu vin în autobuz, numai așa. În autobuz nu avem voie să fixăm cu o privire dezaprobatoare sau prea admirativă. Bocterul. Nici să bruscăm, nici să călcăm în picioare încât să mi se rupă la un moment dat degetul mic de la piciorul drept. Cum da, s-a întâmplat. Pe care botezanul îl folosește foarte des. Nici să incomodăm cu pachetele noastre. Și doamnelor, trebuie să avem grijă ca geanta pe care o purtăm pe umăr să nu-i deranjeze pe cei care stau jos.
Dacă vreți să nu vă dispară ceva. Da, dacă nu. Da. Băi, sau mai este chestia asta în autobuz, când vin oamenii mai în vârstă și zic așa, nu contează că ești obosit sau că ai bagaje sau ai o față din aia de nu mai poți, că te-ai trezit la 5 dimineața. Nu te dai. Așteaptă să-ți oferi eu locul. Nu te dai. Nu, vezi că, da. Nu te dai. Nu vezi că s-a aici. Sau mai sunt doamne din alea, băi, deci cum te-o crezi cu mămică ta? Și vine să nebunești. La un moment dat... La țuță, ca pe tine. La un moment dat, o doamnă din asta mai agitată aștepta să mă ridic. Și nu, pentru că se uita atât de urât încât nu vreau să mă ridic. Că n-am avut eu chef în momentul ăla să mă ridic de pe scaun și am vrut să stau jos. Ai văzut? Și la un moment dat se uită și zice, nu mă lăsați. Și am zis că nu, că-s gravidă. Mă uita să zică că e gravidă cu niște hamster, că nu se prea vedea. De asemenea, da. Zici. Cine îi compostează? Bărbatul, nu? Și bărbatul dacă cumpără și cumpără biletul. Păi aia zic, cumpără biletul și trebuie să și composteze el. Da. Că femeia are unghii. Da, sare la compostează unghiile. De exemplu, nu e voie să faci poze în autobuz, că am mai pătit. Era unul în fața mea și-a luat telefonul, avea smartphone sau ce avea, whatever, și pac, face poză. Așa am rămas. Pentru ce ai face n-am poze înțeles, de ce? O luat telefonul, mi-a făcut poză și călătoria a decurs mai departe în condiții normale. Da! Să fi recunoscut de aia. Nu, nici vorba. Să fi recunoscut pe el când era mai tânăr. Da? Da. O știe de la radio, da, că la radio e machiată și frumoasă. Da. Exact. Zice, vă știu, aveți față de radio. Da, you have the perfect face for radio. Aveți față de radio. De exemplu, nu e voie să-ți lași guma lipită în autobuz. Nu e voie. De ce? Cum pentru adică că vin eu... Autobuz? Păi tu nu mai umbli cu autobuzul. Normal că nu. Păi să vezi când mergi și te pui în 5 kg de gumă amestecată și când vrei să te ridici de pe scaun, nu mai poți. Să vezi ce fain e. Dar nu e nici măcar sub scaun? Nu, deci asta cu sub scaunul e demodată. De-aia am pus și eu gumă aici pe bar. Pentru că trebuie să fie cât mai la vedere. Să vadă toată lumea ce bine crescut ești. Am înțeles. Altele mai sunt? Mai ai? Nu e voie să colinzi în autobuz. Să cerșești. Asta e bună. Sau, nu știu, cine scrie numele de telefon, numerele de telefon pe scaunul din autobuz, mă? Cât de dement trebuie să fii încât să scrii pe scaun, pe spatele scaunului din autobuz, numărul de telefon? Dau numerele altora sau poate sunt care sunt de profesie, lucrează în domeniul entertainmentului. Dar nu. Oferă servicii și din astea de distracție. Sau te gândești că într-o zi un prinț va sui în autobuzul respectiv, se uită și ce un număr de telefon. Să-l sun, poate e șansa mea. Alo, tu ești? Ar trebui să iau odată un număr de telefon din autobuz și chiar să sun. Da, să sunăm, dar trebuie să luăm și să sunăm. Vedem cine poate să răspundă. Ce fel de om e omul ăla? Sau poate își fac farse între ei. Probabil. Hai, mai degrabă așa. Sunt în autobuz, mai sunt bune maniere la volan. Într-un taxi, de pildă, un client nu se așează lângă șofer decât dacă dorește să vadă orașul, adică un turist. Nu cum se pun pisile astea de mari, toate cu câte 75 de centuțe în față la șofer, că nu se face chestia asta, e țărăniți fetelor. Oricât de mult v-ați da voi cu glos și v-ați ține buzitele așa... Iar botezan vă educă. Da. Nu se face. Dar e și pentru siguranța traficului, că de la atâta glos, ruj, machiaj, gentuțe și tocuri și toate astea, mașina trage într-o parte și poți să faci accident. Îmi place cum botezan zice, nu fiți țăran, ce măi, fetelor, nu mai umblați așa, faceți așa. De parcă el a doua zi ar zice, hai dintr-o dată să fim cu facultate și finuțe și extraordinare. Așa, o zis doamna de la televizor, așa face. Da. De exemplu, dacă bărbatul însoțește o doamnă în taxi, bărbatul nu se va așeza lângă șofer, se va pune lângă doamnă în spate. Așa, da. Sau va sta în picioare, așa e mai de bun gust. Sau, asta nu înseamnă că bărbatul nu va plăti cursa. Sigur, bărbatul va plăti cursa. Iar ajungem la ce vrei tu. Da. Emisiunile astea sunt făcute pentru botezan.
De fapt, tot ce am spus acum era o introducere, să ajungem la cine plătește. O să o zici pe aia, cine plătește, nu? El sau ea? Cu prima întâlnire și... Cardul cine îl bagă? El? Unde? Sau ea? Unde îl bagă cardul? În rezervor. Cine apasă pinul? El, pentru că trebuie să fie domn. Pam, 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 pam. Și ea apasă numai enter. Ca să iasă banii. Vedeți, după doar o lună de emisiuni, colegul meu Cucu se cunoaște. A început să se prindă de regulile de bun simț. Vezi, da. Cucu, cum te învăți numai lucruri bune. Bine, că până acum cu 10 ani de teatru am fost un țăran. Dacă în mașină sunt mai multe persoane, vom cedea locul din față celei mai în vârstă sau unei doamne. Păi cu asta nu știu dacă sunt neapărat de acord. Dar e logic. Locul din față este cel mai expus. Îl cedezi persoanei cea mai în vârstă pentru că și-a trăit viața deja. Hai de capul meu. Are sens. Corect, corect. Că și manierele astea sunt... Corect, deci dacă mergi cu prietena ta, câți ani ai? A, ești mai mare ca mine, stai în față. Stai în față. Cât se poate. Dacă curin dracului să mori tu, ești nebună. Foarte fain. Mie nu-mi convine când aveam cu un gagic care mă ducea cu mașina și o punea pe mama lui în față și pe mine în spate. Nebuneau. Conducea riscant, la limită. Da, probabil că maică să cumpăra mașina și din aia. Pam, pam. Dacă la volan se află o femeie, de deschiderea, închiderea portierelor și de bagaje se va ocupa unul dintre bărbații din mașină. Dar deci... cu cât umblă? Pentru Dumnezeu! Asta e bună! Deci, doamnelor, dacă sunteți în mașină și aveți lângă dumneavoastră vreo 4-5 andrălăi, da, lăsați-i pe ei să care bagajele. Ne dăm seama ce ați făcut, că și v-au făcut ei bagajele. Eu știam în vorbă că dacă un bărbat deschide portiera la mașină pentru o femeie, un lucru este sigur. Ori femeia, ori mașina, una dintre ele este nouă. Bune maniere pe stradă. Maniere. În general, trebuie să nu deranjăm pe nimeni cu prezența noastră pe stradă, Cucu. Nu, hai să închidem. Gata, la revedere. Gata. Ne-a părut bine. Ne vedem mâine. Să nu privim fix curioși o persoană care ne trezește interesul. De exemplu, sunt muncitorii... Când a intrat Kinga. Atunci mă uitam. De exemplu, sunt muncitorii aia care lucrează la clădiri sau ce fac ei și în momentul în care trece o domnișoară, se oprește și încep și fluieră și urlă și strigă și... Dar ce ai vrea să facă? Să scoată repede un Eminescu. Aaaa, dragă! Ce vrea să facă? Extraordinar, domnule. Ce-ar putea face? Să strigi după fete pe stradă? Ești nebun? Cum să strig, doamne, iartă-mă. Da, mă uit. Mă uit ca la circ. Deci mă opresc și mă uit. Wow. Mai fac așa. Wow. Iui, iui. Trebuie să ne abținem să facem rămași cu glas tare, chiar dacă înfățișarea cuiva este mai excentrică. Chestia asta am pățit-o săptămâna trecută, mergeam cu taxiul pe radio și era în stație un tip cu roz în cap, dar rozul ăsta, deci așa era de roz. În cap? Părul, da. Pe un? La care taximetristul zice, uite mă ce răsărită e ăla. Ce așa un compliment cu manta, domnișoara Oana, știți, mă uit la emisiune. Și m-a lovit așa prin întoarcere. Eu nu, cred că a fost întâmplător. Să nu tragem cu urechea și cu atât mai mult să nu intervenim în discuția a două persoane, chiar dacă subiectul nu ne interesează. Eram pe autobuz. Nu prea înțeleg asta. Dacă, chiar dacă ne interesează. Hai că-ți dau o explicație. Eram pe autobuz și vorbeam la telefon cu o prietenă, și căuta chirie și ziceam, tu uite, știu una, știu alta, hai că-ți dau numele de telefon și așa mai departe. Eram lângă doamnă. Închid telefonul, la care doamna, mă scuzați că v-am auzit ce ați povestit. Dar și eu am o chirie de data aici în Grigorescu, după care a început trilogia. Și fata mea e undeva în Elveția, câștigă foarte bine, chiar dacă eu sunt foarte supărată că nu stă acasă. Mi s-a spart oglinda de la baie și acum mergea la un geamgiu. Plus că bărbatul ei a divorțat acum vreo 3 ani de ea și puțin cam supărat, așa eram pe autobuz. Foarte tare. După 5 minute a aflat grupa sanguină.
Da, după 5 minute. E, hai să mai povestim despre bune maniere. Ideea e. Ideea e pe Facebook și pe telefoane, ce să facă oamenii? Da, vă așteptăm pe facebook.com/răsăriți de pe fix. Întocmim îndreptarul răsărit de pe fix al bunelor maniere. Ce trebuie să facă sau să nu facă o persoană răsărită de pe fix. De asemenea, vă așteptăm și la cele două numere de telefon, 0264-504-864 sau 0264-504-865, să intrați în direct cu noi și să-i spuneți la colegul meu Cucu să nu mai scuipe semințe în platou. Bun, dar și pe Facebook și la numerele de telefon să ne spuneți chestii care nu sunt încă prinse în codul bunelor maniere și ar merita să fie puse răsărite de pe fix. Aha. Da? Bine. Ne-am înțeles? Bine. Revista presei. Uai, ce presei. Ai făcut facem aici? Daci după canapea? Păi mai pus să fac asta acum, știi ce greu mi-e să mă retin. Servus Cluj, pe prima pagină. Nici o zi fără proteste, cam asta e ideea. Vineri, poștașii clujeni vor picheta prefectura. Nemulțumiți de posibilitatea reducerii salariilor și a viitoarelor disponibilizări, angajații Poștei Române din Cluj-Napoca vor picheta vineri, 16 martie, prefectura. Aproximativ 200 de persoane sunt așteptate să participe la meetingul programat să înceapă la ora 14. Nici o zi fără proteste. Fără proteste. Și eu am crezut că s-au terminat. Dar acum sunt mai organizate. Jenis, da. Ok, mă. Știți străzile Oașului și Borhanci din Cluj-Napoca? Sau zonele astea? Autoritățile locale au anunțat că de astăzi vor începe lucrările pe acolo. Deci, puteți, peste cine știe cât timp, peste vreun an, să mergeți pe acolo. Se va putea circula, probabil. Colega noastră Delia, dacă bine știu, stă pe Oașului. Eu am fost în Borhanci acum vreun an și ceva. Și am jurat, deci vă dau cuvântul meu că am jurat că nu mai calc acolo niciodată. Zici că e făcut special, că se poate tranșee. Da, se pare că avansează lucrurile și nu vom mai merge pe acolo ca să simțim cum este să ne întoarcem în timp. Vor arăta străzile astea ca pentru 2012. Sau măcar 2000. Poate dacă n-ai mai mâncat semințe și vorbi mai bine. Păi nu, că-mi fac bine la gât. Și mie îmi zici că ajută microfonul, nu știu cum. Tot în sectul Cluj, divorț cu scântei la U. Vești bune, Ionuț Badea și-a dat ieri demisia. Ai, cu demisie, nu-i cu divorț. A. Bine. Da, divorț între antrenor și echipă. Nu ne interesează, am crezut că a divorțat Ionuț Badea. Boring, în rest. S-a plâns, vă zic eu, s-a plâns că nu a existat comunicare între el și Walter, patronul echipei, și că i s-a impus să-l aducă înapoi la echipă pe Boștină, ceea ce nu i-a convenit antrenorului Ionuț Badea. Bine, eu cred că în spatele despărțirii de Badea și echipă au stat rezultatele proaste din ultima vreme. Dacă e să mă întrebați pe mine. Te întreb, da. Așa-i? Mă întrebați? Da, așa-i. Bine, întrebați-mă ce am mai pregătit. Am mai pregătit un articol din seria Femei Tari. Este în gândul și e vorba în acest articol despre agentele de penitenciar din Spitalul Rahova, Spitalul Penitenciar Rahova. Zic ele, ce se doamne în fiecare zi, în fiecare deținut, zace și o parte bună, oricât de mică ar fi. Încercăm să o cunoaștem. Așa încerc și eu să văd partea bună a lucrurilor. Ce faci mai nou? Deci Cucu nu se poate opri din mâncat semințe și le sparge băi, în mâna și bagă numai din față. Nu le sparg, am luat din ăștia că o zis că se aude în microfon, nu știu cum. În monitorul de Cluj, ambalaje de plastic pentru hrana copiilor ar putea fi interzise. Parlamentul European va lua în discuție chestiunea ambalajelor alimentare care se dovedesc periculoase pentru sănătate. Vă amintiți, dragi colegi, când eram noi în clasele 1-4, când trebuia să duc punguța de la școală acasă pentru că nu era o altă punguță în care să-mi pună pachetul a doua zi. Și acum... Dar se mai păstrează obiceiurile astea. Există doamne care strâng într-o punguță alte punguțe, într-o plasă alte plase, am văzut. Că nu știi din ciclu, nu știi niciodată. Niciodată când o să trebuie. Da. Îl știți pe Bear Grylls de la Discovery, da. Supraviețuitorul. Da, da, da. N-a mai supraviețuit în grila aia de programe de la Discovery și a fost concediat. S-or fi prins și aia că face șușe, că umblă cu aranjamente de tot felul. Și n-au fost puține, au fost vreo câteva. Unul dintre ele, mi-l amintesc, a pretins că a construit o barcă din bambus. De fapt, a construit-o echipa lui. În Hawaii a zis că a dormit în nu știu ce
Hrubă. Nu, a dormit la hotel, astea sunt dovedite. Da. Ce a mai făcut? Ceva furtună, zicea că e într-o furtună. De fapt erau niște mega ventilatoare și furtuna era controlată. Deci dacă omul era în pericol, opreau furtuna. Deci dacă e așa, e jenant. Jenant. Mie îmi plăcea de foarte fain. Nu, probabil că tehnicile chiar erau corecte, tehnicile de supraviețuire. Dar mediul ăla reprodus ca fiind super periculos era departe de a fi atât de periculos pe cum pretindea realizatorul. Și gata, pleacă de la... A plecat, deja e concediat. Of, mie îmi plăcea de el. Bietul. Dar eu știu că nu era concediat, eu știu că la un moment dat nu mai avea ce să facă, gata, au făcut. Da, s-au terminat tehnicile de supraviețuire, Adrian Cumpă. Da, poți să supraviețuiești acolo, acolo și acolo. Hai să vină aici, la noi în țară, da, să facă ediții speciale. Să stea cu opiții pe o insulă 2 ani, să vadă cum poate supraviețui copiții de-a noastră. Să stea cu 8 milioane într-o garsonieră. Alea. Hai, hai. Da, da. În ziua de Cluj, 8 polițiști clujeni săldați pentru luare de mită. Curățenie la Poliția Rutieră Cluj, 6 subofițeri au fost reținuți miercuri de procurorii de la parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, fiind acuzați de luare de mită în formă continuată. Deci dacă luau numai o dată, de două ori era bine, dar au continuat să facă chestia asta. Iar alți doi vor fi cercetați în stare de libertate pentru complicitate de la luare de mită. Știți de ce? Nu în stare de libertate, în stare de mită, că ei când vor fi în libertate vor lua mită în continuare. Știți de ce ține... Lupul schimbă părul. Da, dar n-ar vulba. Știți de ce ține un polițist apă în portbagaj? Asta e foarte tare, bă. Ca să nu-i moară sirena. Da, 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 da. 75% din căutările pe Google pentru cuvântul sex vin dintr-o singură țară. Nici nu vă imaginați care. Din Ghana, Africa. Nu, 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 din Pakistan. Pakistan. Și ea sunt ultra-religioși. Jesus. Cum vă explicați asta? Eu am două explicații. Unu, că sunt foarte religioși și că sunt constrânși de religie să-și pună în practică fanteziile și atunci oamenii caută și văd pe net, da? Că ne prohibiție de sex. Și sunt foarte mulți acolo, o populație foarte mare și atunci e normal să fie mulți. Sau nu știu poate... câți utilizatori de internet sunt, dar probabil că sunt. Poate n-au toate tastele la laptop, am numai S, da, S, E și X. În adevărul, internetul decide ce punem în coșul de cumpărături. Românii decid să cumpere ceva după ce au studiat online specificațiile produsului și au căutat referințe despre acesta. Din acest motiv, retailerii vor să coboare internetul în magazin și să-și păstreze astfel clienții. Cine? Care sunt principalele surse de informare care influențează deciziile de cumpărare a unui produs? Fiți atenți! Prietenii și familia. Păi da. Părerea clienților de pe magazinele virtuale, de obicei pe forumuri, sunt numai păreri bune. Nu, nu vă luați după forumuri, n-au păreri bune, oamenii sunt nebuni, nu vă luați după toți nebunii, că nu-i ok. Să știi că sunt și păreri bune. Rar. Serios. Foarte rar. Adică la ce mi-am luat eu electronice de pe net și mă uitam pe forumuri, dacă ceva nu mergea bine, aveau ce vorbi băieții. Deci în detaliu, de ce nu merge, ce nu merge. Da. Și am făcut bine că m-am uitat. Și obiectiv, nu. Cred că sunt și cretini o grămadă care scriu aiurea. Sau cine ne mai poate ajuta, sunt angajații magazinelor. Sigur. Nu, sigur, sigur. Dar am mai văzut și eu vânzători foarte din ăștia foarte sinceri care spun, dar ce credeți că mă plătește mai mult, că vând foarte mai mult? Nu, nu luați. Asta de obicei la mâncare. Deci în ideea în care vânzătorul vorbește cu tine, ai șansa să-l prinzi într-o zi bună. O zi în care vântul bate din direcția în care lui convine și vrea să vorbească cu tine. Altfel intri în magazin, îți dă o privire din aia și s-a terminat. Da. Cum am dus mult și am cerut pijamale și am zis, nu aveți numere mai mari sau numai ce se vede? Numai ce se vede. Zic, da, sigur, numai ce se vede. Bine, mă duc să mă uit în spate. Soarele tău. Adică, bine, mă uit un pic în spate după ce am mai întrebat eu o dată. Și surpriză, în spate am mai văzut ceva. Bineînțeles. Surpriză, șoc, o pijama. Da, despre obiceiurile președinților, Barack Obama l-a întâmpinat pe premierul britanic David Cameron cu hot dog și cola. A fost în America într-o vizită premierul britanic și domnul Barack l-a dus la un meci de basket. Acolo ei au mâncat un hot dog, o cola,
ce-a dat America mai bun, practic. Ok. Da, și păreau foarte apropiați, gesticulau acolo, Obama i-a explicat despre basket, domnul Cameron a zis că e un joc frumos, un joc rapid, foarte rapid, dar destul de dur, seamănă cu fotbalul. Dai seama, se pricepe și la sport. Foarte. Deci cam asta a făcut Barack Obama, în timp ce avatarul său, așa, avatarul său, Bercea Mondialu, era în pușcărie, pentru că a mai luat 2 ani pentru altă acuzație, după ce a luat vreo 7 pentru tentativă de omor. Da, nu vă pot arăta imaginile, dar am și cu Bercea Mondialu și cu stilul lui de a merge la pușcărie în training. Plac oamenii ăștia care se pregătește și merg în training la pușcărie, ăsta e stil. Da, știi? Duc la tot timpul, i-am văzut. Coco, știi cine-i Ina? Dragoș sigur știe că a lucrat în radio. Habar, deci tot am auzit de wow. Ina asta, dar habar. Nu știi cine-i Ina? Serios, nu zic numai așa, ca așa se zice. Deci Ina e o româncă de-a noastră foarte, foarte talentată, care ia 15.000 de euro pe un concert. 15.000 de euro. No, no. Tânără și putre de bogată, deși e româncă, asta e bună, Ina a cucerit topurile muzicale internaționale cu melodiile ei și a reușit să facă bani gârlă în momentul de față. Cu cele două melodii pe care le ține în mână, cucerește. În momentul de față, cântăreața este cea mai scumpă artistă, ba chiar i-a luat fața și lui Ștefan Bănică Junior. Ce, cu alea două melodii i-a luat fața. Scoți 15.000 de euro din buzunar, dacă vă aduceți aminte, acum un an sau doi, circula un viral în care ea, în loc să zică că se plictisește, a zis că ea e plictisitoare. Da. I'm so boring. I'm so boring. I saw my death with my own eyes. Da, mă. Asta e școala cu voi, cu pânzarul. Excuse me, fain, interrupt you. Da, cântă fain, chiar cântă fain? Păi cântă fain. Dacă îmi procesez vocea așa cum ar trebui, și eu pot să cânt foarte fain. Da. Zic și eu, ca și Cristi Azalos atunci, că e o muzică bună, dar nu e stilul meu. Dar cred că pentru cei care o apreciază, e o muzică bună. De ăștia de merg în cluburi, da. Melodii de ăștia? Mie da. Mi se pare că toate melodiile sună la fel, da? Păi da. Dar de ăștia de buțeală, nu? De ăștia cântă. E o muzică cântă, populară, da, e o muzică da, mea, cerută, cântă. Care prinde, na, prinde și afară. Prinde. Prinde mult. Mai are câteva piese, de exemplu, pe radiourile noastre, decât în primul... Decât în topul e. Serios! Serios. Dacă standardul este muzica dance actuală, da, se încadrează. Are prieteni. Exact ce să... Nu, cu singurul și te așteaptă pe tine. Știu, de fapt, te aștepta de o viață. Aștepta ca tu să faci emisiunea. Să mă aștept, Ina. Mă așteaptă, te rog, 3 sezoane până o să devin foarte cunoscut, că încă nu-mi permit să vin cu benzină până acolo. Bine, mersi. Ea nu prea cântă în România. Un singur concert a avut anul trecut. Da. În rest tot pe afară. Da. Are putere. Mai ai la revista presei? Mai am povestea băiețelului care din cauza unei alergii nu avea voie să privească pe geam, măcar. Asta e o știre din evenimentul alergie zilei. Alergie la cel, la practic goală. Se întorc știrile alea de acum 20 de ani, în stilul găinilor, știrilor cu găini care fată, ouă și așa. Citim despre viața unui băiețel cu alergie ciudată la lumina soarelui. S-a schimbat prin faptul că poate să privească acum pe geam. Pentru noi o banalitate, pentru alții. N-am înțeles exact, se zice doar că a avut parte de un tratament, detalii nu. Tratamentul este să se uite noaptea. Da. Da, pe geam. Foarte fain. Hai să trecem la horoscop, că mă curg lacrimile. Îmi dați de ăștia cu copii de nu se pot uita pe geam. Acum se uită la lună. Ok, hai să vedem horoscopul zilei de astăzi. E 14 sau e 15? 15. 15 martie cu colega noastră Diana Săciu. You gave. Bun găsit la previziunile astrologice de astăzi, 15 martie. Berbec. Ești forțat de împrejurări să tragi tare ca să depășești câteva obstacole apărute la locul de muncă. Va trebui să improvizezi soluții de compromis care să-i satisfacă pe șefi sau pe clienți. Taur. Concentrează-te asupra momentului prezent și îndeplinește cu maximă sârguință obligațiile pe care ți le-ai asumat, pentru că vei fi supus la niște teste de viață. Gemeni, în calea ta își va face apariția o temă sau un domeniu pe care l-ai abandonat de mult, fără să elucidezi toate necunoscutele. Va trebui să îți pui mintea la contribuție să reactualizezi toate datele problemei. Rac. Depinzi în mare măsură de un răspuns ce urmează să-ți parvină și îți faci speranțe privind evoluția unei relații.
deocamdată analizează cât mai multe detalii privind această colaborare. Leu, nu îți mai încapi în piele de bucurie văzând cum planurile tale se consolidează. Ar fi de dorit să manifesti mai multă vigilență în legătură cu partenerii și colaboratorii, nu de alta, dar ești uneori excesiv de generos. Fecioară, încearcă să-ți păstrezi simțul umorului în orice împrejurare. Nu uita că poți să ieși din tensiunea unei situații cu un zâmbet. Te sfătuiesc să petreci mai mult timp cu oameni exuberanți. Balanță. Încrederea în propriile forțe îi impresionează plăcut pe cei din jur. Vei avea ezitări asupra unei situații legate de confortul tău personal, sufletesc sau al locuinței și simți nevoia să ceri sfaturi. Scorpion. Ușurința de a-i fermeca și impresiona pe colaboratori îți va atrage azi operațiuni performante în afara biroului. Ar fi bine să studiezi cu atenție dedesubturile fiecărei oferte și contract. Săgetător. Câștigurile celor din jur te stimulează să-ți dorești mai mult. Se pare că inițiativele tale sunt apreciate de șefi, prin urmare se prevede un câștig de autoritate și imagine la birou. Capricorn. Azi dovedești că se poate conta pe tine în atingerea unui scop, oricât de dificil. Ești receptiv mai ales la problemele de suflet ale familiei și încerci să repari o nedreptate produsă recent. Vărsător. Azi vrei să schimbi lumea, dar te lași repede pe gubaș pentru că intervin lucruri mai lumești și multă alergătură de care nu prea ai avea chef. Te vei simți mai în largul tău acasă, comunicând pe mail și telefon. Pești. Se pare că azi confunzi visul cu realitatea. Ai destul timp la dispoziție ca să observi lumea și unele evenimente îți creează o stare de disconfort. Te pun pe gânduri mai ales reacțiile unor persoane aflate la depărtare. Acestea au fost veștile astrale, vă doresc o zi minunată!